Domnișoara cu pistrui în această dimineață la Tezaur TV, de la nimeni altul decât interpretul Vlad Codreanu. Acum am înțeles de unde e trendul ăsta ca fetele să-și deseneze pistrui pe față. Toate s-au început de la piesa asta. De la Domnișoara cu pistrui. Bună dimineața. Bună și dimineața. Mulțumesc mult pentru invitație. Ne bucurăm să vă avem alături. Cum a început această nouă zi? Această nouă zi a început cu trezirea de dimineață și după care am venit în coace. Sunteți cu cafeaua matinal? De dimineață. Cafeaua de dimineață. Da. Sunteți matinal? Sunt matinal pentru că am un job la care se începe la ora 8. A, n-a fost o prea mare problemă, deci. Nu, la momentul dat nu. Bun, ce mai face interpretul Vlad Codreanu? Că de mult lucrează și lucrează multe evenimente și curând, nu știu, mă gândesc să mai lansez ceva piese. Așa. Deci anul trecut am făcut o piesă, Astăzi este ziua mea. Da. Dar nu știu, eu când am scris textul la acea piesă, nu mi-am dat seama că în acea piesă, deci sunt toate trăirile din ultima perioadă și abia la înregistrare mi-am dat seama ce am scris și am început a plânge. Și am zis că nu, eu nu pot să cânt această piesă. Vroiam să o cânt astăzi în premieră, dar o să cânt altă piesă în premieră, da. Pentru că am zis că nu, trebuie să mai fac ceva schimbări la această piesă și apoi o să revin cu ea. Dar e bine că sunt premiere noi și o să vorbim despre piesa nouă pe care ați adus-o astăzi aici la Tezaur TV. Până atunci, vreau să discutăm puțin despre domnișoara asta cu pistrui. Hai să discutăm. Noi am cunoscut cine e domnișoara, dar să da, ne spuneți de ce tocmai ea. Toma, deci o blogheriță de la noi, să da, le spunem și ce a acceptat de să participe în cadrul videoclipului și de ce nu am luat bilete, am plecat la mare și acolo ne-am filmat, ne-am distrat, deci am îmbinat utilul cu plăcutul. Și chiar avea pistrui pe față. Da, Rodi are ceva pistrui. Deci e natural, e adevărat ce e se natural, cântă este adevărat, în da. Piesă. Dar eu deja o sfredonez piesa asta întreaga zi. Are ceva care vrei, nu vrei, rămâne întipărită în... Trebuie să o ascult și Ceau Romina. Ceau Romina? Da. Data viitoare cu Ceau Romina. Bun. Vineți. Vă place așa să cântați despre domnișoare, despre... De ce nu? Cui nu-i place să cânte despre dragoste, despre fete frumoase? Ai văzut? Bun. Acum, o noutate care bubuie sau care vâiește tot internetul, Vlad Codreanu a reușit să slăbească 35 de kilograme. Vlad Codreanu a reușit deja să slăbească 37 de kilograme. Să actualizăm și jumătate. 37 și jumătate este în această dimineață. Actualizăm informațiile. Da. 37 și jumătate în această dimineață. Așa este. Nu? Ați văzut în videoclip da, cum arătam sigur. Înainte, cum arăt acum. Când s-a filmat videoclipul ăsta? Cu 2 ani în urmă, cred. Cu 2 ani, da, ani în urmă. Și vedeți ce personalitate este acum în fața dumneavoastră. Cum s-a întâmplat? Cum a reușit? Totul a fost la un moment dat când am zis că uite, aș vrea să-mi schimb viața radical. Și asta am și făcut. M-am trezit dimineața, am luat avionul, am plecat în Turcia și acolo am realizat schimbarea radicală. Dar deci, asta a venit așa spontan? Astăzi m-am trezit și am nu chiar spontan, că oricum m-am documentat am o ales lună specialist, și ceva. Ați ales cel mai bun specialist, presupun eu. Desigur, chiar mi-a căzut un doctor formidabil cu o experiență superbă și îi mulțumesc foarte mult. Îi spunem Michael, Michael din salutări, Turcia. Michael. Cum e salutări în turcă? Nu cunosc. Știu în arabă numai. Ok, lăsăm. Salutări pentru Michael. Salam aleikum. El înțelege, da? Înțelege. Ok. Și? Și acolo mi-am făcut o operație de micșorare de stomac și nu regret absolut deloc. Cum a fost experiența asta? Cât timp a durat recuperarea?
A doua zi deja eram afară la plimbare și serveam cafea afară. A treia așa? Zi deja eram la cumpărături, mai ales fiind în Turcia. Păcat să nu profit. Cu geanta plină de fel de fel de chestii interesante. Deci totul foarte, foarte ușor da, de curs. Da. Deja când acolo, deci am stat 4 zile la clinică, după care 2 zile la hotel, că în caz contrar dacă ceva, deci vin și te preiau sau... Pentru orice necesitate. Da, și totul a fost ok și am zis că gata, e timpul să plec acasă. Am venit acasă, mari dureri nu aveam, absolut deja când am venit acasă nu prea mai aveam dureri. Doar de dacă să ridic ceva greu sau asta da. Dar de ce acum s-a decis să se facă această operație? Pentru că anii zboară și mulțumită la această operație vezi că am și întinerit, așa mi-o spune în fiecare zi aud aceste cuvinte. Arătați foarte bine. Mulțumesc. Și deci, na, trebuia să fie o știre bombă, nu? Să buiască internetul vara da. Asta. Când a fost cu Ceau Romina și nu numai, deci uite că am decis să mai fac. Nu am făcut asta pentru știre sau... am făcut-o pentru sănătatea mea și este binevenit, mai ales când aveai 131 de kilograme. Deci... vreau să-ți spun că cu 4 zile înainte de a pleca în Turcia, aveam 126. Așa. Și înainte de 4 zile am zis că gata, deci eram conștient absolut de tot că nu o să mai pot mânca sau nu o să pot mânca în exces, da, așa. Mult. Și am zis că trebuie să mănânc pizza, haciapuri, hincali, friptură, frigărui, absolut de toate. Deci casa era plină cu de toate. Și 4 zile câte kilograme s-au pus? Deci, păi uite, 5 kilograme în 4 zile. Deci când am ajuns la spital aveam 131. Că am zis că what? Ce s-a întâmplat? Cu chiar în 4 zile 5 kilograme? Doamne asta ferește. E posibil în 4 zile 5 kilograme? Îți dai seama dacă nu mâncam în acele zile, deci în 4 zile, deci acum era încă minus 5 kg. Exact. Ei. Păcat că nu slăbim atât de ușor. Da, deci mai am încă de slăbit, pentru că mai am încă un pic la burtă. La burtă este cel mai greu, bine. Știi, este cel mai greu. Dar, na, că mulți zic că de ce nu pleci la sala de forță sau nu știu ce... În primul rând, mai am ceva probleme de sănătate cu coloana vertebrală și nu pot să mă duc la sala de forță. Iarăși, există o altă alternativă, că de ce nu e un kinetoterapeut? Oameni buni, stați o leacă! Știți cât costă un kinetoterapeut? Vin recomandările una da, deci și ajungi la prețuri cosmice. Eu nu reușesc să fac să plătesc comunalele, dar nu că... Asta așa ca un exemplu, da? Dar nu că să mai reușești să plătești și kinetoterapeut, și operații, și ce. Și o alimentație mai ales acum, deci hainele mi le schimb o dată la două săptămâni. Deci se duc kilogramele foarte repede. Foarte, foarte. Uite, ăștia deja sunt noi, pentru că recent am mai fost la un post de televiziune, mi-am cumpărat o pereche de pantaloni. Sunt mari. Sunt mari deja. Nu, da. Un pic deja sunt largi. Dar asta bucură și sufletul. Eu nu reușesc să fac banii ca să cumpăr haine. Dar da. Totul e ok. Dar kilogramele se duc jos treptat, nu? Deci, adică a doua zi când v-ați trezit la 200-250 de grame curat se duce. Deci în 4-5 zile un kilogram se duce. Dacă depun efort mai mult, precum când am evenimente de dimineață până seară, în ziua aceea poate să ducă și un kil, și un kilogram și jumătate. Așa. Și aceste 37,5 kilograme, în cât timp s-au dus ele? În ce dată e astăzi? Nu mai știu. Deci practic în 3 luni și 26 de zile. 3 da. Luni și 26 pe de zile. Pe 31 o să fie deja 4 luni, da? Extraordinar. 4 luni. 4 luni. Extraordinar cât se poate schimba păi un vezi, om se poate. În 3 luni și acum planul alimentar cum e? Mănânc foarte... Eu nu mănânc, dar gust. Asta deci, e secretul.
Vreau să zic că la momentul dat mă alimentez cu dimineața cu ouă de prepeliță, pentru că sunt foarte bogate în proteină. Un ou de prepeliță este echivalent ca 3 ouă de găină. Și deci dacă mănânc un ou de găină sunt full, dacă mănânc 4 ouă de găină, maximum 5, atunci e ok. De găină sau de prepeliță? De prepeliță, da. Jumătate de prepeliță și gata. Nu, în dependență și de alimentația care o mănânc. Dacă mănânc carne, de exemplu, da, o gambă și atât. O gambă și atât. Îți dai seama cât mănânc eu dintr-un kilogram? Dacă înainte mâncam un kilogram, de exemplu, acum e o gambă și atât. Deci este o reducere de costuri enorm. Deci îmi scot banii, știi? Economisesc foarte, foarte mult. Și colegii sunt curioși. Ouăle de prepeliță, fierte, prăjite, cum sunt pregătite? Fierte. Da, fierte. Și prepelița în sine, carnea în cuptor. Da. Pentru că e fără sănătos, ulei. Așa, fără ulei. Da. Și nu știu, nu vă e foame cu... Nu. Deci, să-ți spun un mic secret, că atunci când se elaborează micșorarea de stomac, se taie bucata aia din o particică din stomac care răspunde de... care răspunde de că ție foame, acum deja nu mai este. Dar vreau să spun că în cap creierul știe că trebuie să mănânci și nu știu, uite, în aceste 4 luni, dar acum am e foame. Micul dejun, ou de prepeliță. Astăzi nu am mâncat, nu am reușit, am băut doar o cafea și m-am pornit. Dar cafea se permite. Da, cafea se permite și este binevenită pentru că îți dă energie pe parcursul zilei. Și zahăr, presupun că nu. Michael, sorry. Zahărul. Asta e capitolul sensibil. Da. Zahărul. Zahărul nu se poate pentru că zahărul, deci tu trebuie să dai jos grăsimea de pe tine. Iar dacă folosești zahăr, atunci să știi că zahărul acela se duce, înțelegi? Uh-huh. Sau el se transformă în grăsime. Așa, deci ce nu este nevoie de cartof, cartoful te îngrașă, pâinea oprește din procesul de slăbire. Acum nu mănânc pâine. Practic, da, mai sunt nimic. Zile când fac așa o exclusivitate, unde pot să gust iarăși o bucățică. Pentru că îți dai seama, dacă iau toată gamba aia, nu mai încape și pâinea. Înțelegi? Gambă de preferință. Da, ai mâncat carnea și atât, te-ai săturat. Deci nu mai am poftele alea cum înainte, știi, wow, vreau și asta, vreau și aia, hai să... Nu, deci e uimitor, da, mulți nu înțeleg, mulți nu mă credeau, cum poți să mănânci așa de puțin? Păi, uite, ca așa. Și chiar n-au rămas poftele alea de haciapuri, pizza, frigărui, stai. Fast food, cum să renunți la toate astea? Fast food-ul te îngrașă. Noi știm că îngrașă, da. Și uneori, da, păcătuiesc, știi cum, te lepezi de satană, m-am lepădat. Nu, încă nu m-am lepădat. Definitiv. Mai am acele momente când nu vreau gustul ăla, știi? Măcar un cheeseburger, să așa, o dată în lună îmi permit luxul doar ăsta. Doar o gură. Jumate și atât, mai mult nu pot. Doar o gură. Da. Poftă de ce vine cel mai tare? E că acum, care este cea mai mare poftă alimentară? De frigărui. De frigărui? Dar nici ăsta de pui nu-ți permite. Carne de porc, la momentul dat, eu nu pot... consuma. Nu pot consuma, da. Dar măcar ăsta de pui. De pui, da, de pui este binevenit, de exemplu, aripile sau gamba. Deci pieptul îți poate fiert sau copt, dar așa cum fac eu mâncare... Doamne. Mai cunosc niște persoane, tot din mediul TV, care erau foarte, foarte exceși în grăsimi, în kilograme, care tot recent și-au făcut operație și au slăbit peste 60 ceva de kilograme, dar erau un bucătar. Deci este un bucătar. Și eu la fel iubesc foarte tare să gătesc. Așa. Dar tu îți dai seama că la momentul dat eu
cui, gata, nu mai mănânc. Mai mult de ou prăjite. Însă și la lucru, fetele mă pune să le fac chexuri, să le fac aripi, să le fac mușchiuleți, pentru că lor le place cum gătesc. Și eu fac și mă uit la ei cum mănâncă. Asta e, reușești să gătești și să nu... Pentru ei, da, dar mă uit, gata, la momentul dat mă uit numai. Doamne, trebuie să ai o putere. Mănânc cu mirosul, mirosând. Trebuie să ai o putere. Deja nu mai am momentele celea, serios. Da, sunt momente când mai trec pe lângă o patiserie și mirosul cela de, de pâine călduță, de... O plăcințică, un haciapuri. Da. Nu, acum, deci un haciapuri, pot să spun că îl mănânc într-o săptămână. Dacă atunci abia mă săturam. O, Doamne. Nu, acum e o săptămână liberă. E impresionant că reușiți să vă adaptați acestui nou stil de... Deja m-am adaptat. Deja, pentru că în 3 luni... Deci vreau să spun că dacă încerci să faci o dietă sau să schimbi ceva în viața ta, precum același renunțatul la fumat, deci organismul în 15, normal, 20 de zile se adaptează la acest mod de viață. Dacă tu vrei să faci o dietă oarecare și să renunți la pâine, să renunți la nu știu ce pe acolo, da? Deci 20 de zile o să fii în chin până când treci în trecerea aceasta ca să te schimbi, da? Adică ca organismul să înțeleagă, să ajungă la creier că gata, tu nu mai mănânci asta, nu trebuie să mai ceri, tu ai schimbat porția de mâncare, tu ți-ai schimbat radical, deci și uite că într-o lună este ok dacă vrei să faci această schimbare și poți în cap, deci primul lucru, trebuie psihologic să te gândești la asta că eu vreau această schimbare, eu vreau să renunț, să nu mai mănânc pâine, să nu mănânc cartofi, să nu mănânc asta. Îi spuneam cuiva, tot unii prieteni care, băi, vreau și eu să fac operație, dar mă tem, dar nu știu ce. Dar e costisitoare, apropo? În Moldova, da. În Moldova da. Este foarte costisitoare și nu vreau să... jignesc, să supăr, pentru că sunt foarte supărăcioși medicii de la noi. Dar cu aceste prețuri enorme, nu o să vină să fie rând în fiecare zi. Hai să fim serioși. Dacă fac o dată în jumate de an o asemenea operație, cred eu, atunci e ok. De unde să capiți atâta experiență, spune-mi, te rog? În Moldova, în Turcia, cât aproximativ? Deci în clinica unde eu am fost, în hospital de acolo, deci pe zi se fac 6, 8, maximum 15 operații pe zi. Îți dai seama, vin de pe tot globul pământesc. Am întâlnit acolo oameni și din India și din Madagascar și încă nu știu de pe unde, și din România foarte mult și din Republica Moldova tot. Sunt mai accesibile prețurile. Da, sunt 1500 de euro. Deci eu am plătit 1500 de euro pentru această operație. Dar la noi? Cât? Eu nu m-am interesat. 4 jumate, 5.000 jumate. Deci doar chiar ai bun, asta na, nu pot să zic că este un secret. Recent tot o persoană m-a telefonat și mi-a zis că Vlad, nu vine să cred că tu ai plătit atâta. Pentru că uite, eu mi-am pus acum un inel în jurul stomacului în Moldova și a plătit 105.000 lei. Deci sunt 5.500 euro pentru un inel. Băi, du-te în Turcia. E 1500 de euro. Hai să fim serioși. Da, se exagerează prețurile. Da, prețurile sunt extra. Pentru că după asta, deci mai necesită să mai faci ceva analize, mai necesită deci să te alimentezi deja. Corect. Cu proteină, cu lapte fără lactoză, care este scump.
noroc acum, uite, perioada asta cât eu aveam nevoie, deci era scump. Acum am găsit deja mai ieftin, știi? De ce? De ce nu a fost așa atunci? Așa funcționează universul. Da, da, da. Ei, dar nu e un secret că acum totul s-a scumpit în, da, în Republica Moldova. Da, totul este scump în Republica Moldova. Și care e obiectivul la care vă doriți să ajungeți? Să ajung la 80 de kilograme, sper eu, după care o să mănânc pâine. Sper că nu până la 136 iarăși. Nu, 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 Doamne ferește, auză. Nu, deja nu o să ne menține. Deci, unul este în cap, iarăși psihologic, că dacă mănânci mai mult, stomacul are prioritatea de a se întinde. Dacă se întinde, iarăși poți să pui kilograme. Deci îl întinzi, mănânci mai mult. Iarăși, mai este încă una în cap, că dacă mănânci mai mult, poți să-ți crepi stomacul. Înțelegi? Nu, chiar și la persoanele fără această operație, dacă mănânc în exces, na, când te mai duci la o nuntă și mai bei ceva, mănânci de nu mai poți. Mănânci că de-amu ți se rupe bumbul de la pantalon și că a, nu mai pot, știi? Dar zici, hai cu mătre mai toarnă și mai dă-ne acolo un bucătoi de carne. Atunci este riscul foarte mare ca să-ți crepi stomacul. Nu trebuie să mănânci mult, serios. Tu te râzi acum? Oh, ce discuție! Asta este realitatea. Lumea nu cunoaște chestiile Doamne, acestea, înțelegi? Doamne, de dimineață așa discuție! Nu mai vreau să iau micul dejun. Nu, păi, nu, principal ca să nu mănânci un exces. Atât. Asta este, dacă o să îți adaptezi organismul la un nou mod sănătos de viață, atunci să știi că totul va fi ok. Dar la noi, știi cum, moldovanul este deprins ca, hai, cât mai mult. Mai ales seara, mai ales seara. Și mai luăm o porție de haciapuri, da. Let's go. Hai că din unul nu m-am săturat. Da, 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 așa este. Hai și după asta încă vreo 2-3 kg de bere sau de vin. Și când mai servești alcool, mai vreau organismul să mai mănânce. Și după asta avem ce te avem. Trezești cu a doua zi cu încă 5-10 kg. Cineva spune că, uite, mă duc la mare, dar când o să vin, o să vin cu kilograme în plus. Păi da, tu te trezești la ora 7, tu te duci că acolo să nu-ți mănânci cineva prăjitura, să nu știu și... Omul știe, eu am plătit pentru all inclusiv. Eu trebuie să ne împlu farfuria cu de tăte. Mm-hmm. Dar peste 3-4 zile, gata, nu se mai duce nici la mâncare. Pentru că... Ce se da, acasă, el se trezește la ora 12 și la ora 1. El noaptea mănâncă. Toată ziua ține post negru și... Da, da. Eu cred că, și de fapt sunt sigură, sunteți un exemplu pentru foarte mulți dintre noi și un exemplu pentru toți cei care vor să facă o schimbare importantă în viața lor. Și mai mult decât atât, toate sacrificiile astea își merită rezultatul, pentru că acum arătați foarte bine. Mersi, vreau să spun că după această schimbare radicală, să știi că multe chestii s-a îmbunătățit ce ține de sănătate. Aceeași tensiune arterială, dar și multe altele. Se îmbogățește, de exemplu, tenul fieții, părul și multe altele. Calitatea pielii, da. Pentru că toate sunt legate de alimentația pe care o avem. Și în plus la toate că și înăuntru deja tot nu, organele nu sunt în... Funcționează foarte bine. Mai bine, da. Bun, să vorbim puțin și despre... Lăsăm okay. Alimentația la o parte. Asta ai vrut să afli, nu? Da, asta era curiozitatea noastră. Dar să vorbim puțin și despre activitatea artistică. Cel puțin Facebook-ul arată că sunteți implicat în foarte multe activități. Da, la momentul dat lucrez la pretura sectorului centru. Sunt funcționar public. Oh, ceva nou. Și în domeniul cultură, tineret și sport. Și în fiecare weekend avem evenimente pentru chișinăuieni și oaspeții capitale, de ce nu? Superb! Și weekendul ăsta?
La fel avem este. În minte, da, da, da. Unde putem veni? Ce Scoarul putem face? Mihai Eminescu, seara, la momentul dat nu pot să spun că nu am lista în față, pentru că avem o grămadă de evenimente. De evenimente și nu le mai țin minte pe toate ce avem în weekendul acesta. Dar putem veni la Scoarul Mihai Eminescu și acolo de toate pentru toți. Da, da. Bun, și ați mai venit astăzi cu o noutate frumoasă, da, o piesă nouă. Să nu te schimbi iubito, să nu te schimbi iubito, dar chiar eu mă schimb. Tu să nu te schimbi, că o fac eu. O piesă realizată, muzică și text de Georgeta Voinovan, iar aranjamentul de Ivan Likovski. Și să știi că ador această piesă, mai ales când le cânt la niște iubite. Cui? Chiar și pentru tine astăzi am să cânt și pentru cei care sunt acasă sau de unde ne priviți, o să fie pentru voi dedicată această piesă. Pentru că dragostea se regăsește așa, cam în toate piesele. Dacă dragostea nu e, nimic nu e. Colegii din regie îmi spun că iau piesa Te iubesc, sincer te iubesc iubito. Da. E piesa asta? Da, da. Da. E totul bine, da? Asta e. Pentru că au auzit... Te iubesc? Stai. Ce ne-ați expediat? Nu știu. Ce ne-ați expediat, aia avem? Asta e. Bun. Asta e, da? Cred că. Am peste 60 de piese, dar am și un... Hai că o punem. O punem, asta, da? Da, cred că. Sincer, te iubesc iubito. Asta e piesa pe care o avem noi. Puteți să o puneți un pic? Dacă e ea, mă duc încolo. Nu știu dacă putem să o punem sau nu, dar zic eu că o cântăm. Da, o cântăm. Deja, o cântăm. Sincer, te iubesc deja iubito, nu, am ce face, nu am te de schimba alegere. Iubito, e tot pentru iubito. Tot pentru iubito să fie. Mulțumim mult pentru că astăzi ați ajuns aici la Tezaur TV. O plăcere a fost să vă avem alături. Merci. Vă mai așteptăm, mai ales că am auzit procesul de creație întâi. Prin august sper să vin cu o piesă nouă, chiar de ziua mea. Oh, sperăm. Super. Vă așteptăm cu mult drag. Merci. Vă invit pe platou, platoul e al dumneavoastră, doamnelor și domnilor, în această dimineață. Vlad Codreanu a fost aici la Tezaur TV, tot el este cel care vine cu o altă piesă în cele ce urmează, una dedicată tuturor femeilor frumoase care sunt în aceste momente cu ochii pe Tezaur TV. Zi reușită să aveți și ne revedem și ne auzim mâine începând cu 8:30, numai bine!